Bun venit! Suntem la Hotel Cram, Plaza, București, astăzi cu doamna Virginia Linul, mare maestră în confecționarea costumului popular românesc, este doctor în istorie și etnografie. Bun venit, doamna Linu, că pe lângă aceste lucruri mai aveți și recorduri, nu? Sunteți și uh, în cartea recordurilor. Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumesc frumos pentru invitație. Ne place să spunem că suntem peste tot, adică trebuie să ne vadă întreaga lume, să fim în Cartea Recordurilor, că avem cu ce. Și o să povestim dacă începem de la. Vreau să vă întreb în principal cum ați reușit să aduceți 10.000, peste 10.000 peste... de oameni în 2017 și să intrați în Cartea Recordurilor? Oamenii îmbrăcați în costum popular, complet. Să știți că oamenii au venit singuri. Doar noi am știut să facem o promovare foarte bună. Am avut sprijinul președintele lui Consiliului Județean Emil Radu Moldovan, împreună cu domnul ministru Vasile Dâncu și doamna ministru Doina Pană. M-au ajutat cu organizarea, iar noi am făcut o promovare extraordinară și am chemat oamenii să fie români, să fie ozii, să și îmbrace aici, nu? costumul popular din lada de Zastre, Așa. sau din dressing acum, Așa. să l îmbrace și să fie prezenți la Năsăud, să arătăm întregii lumi câtă frumusețe avem noi în țara Năsăudului. Și s-a întâmplat. Și s-a întâmplat. A fost neașteptat. Noi ne așteptam la 4-5 mii de oameni și au fost peste 10 mii de oameni îmbrăcați în costum popular în același timp, în același loc. Și am, și am stabilit două recorduri într-o zi. Adică, unu, ca număr de persoane îmbrăcați în același timp, în același loc, în costum popular și doi, ca număr de persoane îmbrăcați în același timp, în același loc, în costum popular prinși în roata de la runcul salvei. Un joc tradițional de la noi din zonă. Îi spun roată pentru că la noi nu există horă. jocul de doi și roata de la runcul salvei. Un joc specific chiar din statul în care ai născut domnul uh, ministru Vasile Dâncu. Nu e nimic întâmplător pentru că la noi sunt sate cu tradiții. Este o zonă cu tradiții, o zonă încărcată de tradiții, de istorie, de valoare. Iar noi suntem mândri cu costumul nostru, suntem oameni gospodari și fiecare om are minim un costum popular, spun minim, pentru că la noi femeile au câte două, trei, patru, cinci costume populare. Nu se îmbracă de fiecare dată cu alt costum. Da, mama dumneavoastră, câte costume are? Și când se îmbracă cu ele? Când se gătește mama chiar? Are o vârstă, îmi spuneați mai devreme, mm. să fie sănătoasă și să vă bucurați împreună. Mama mea are 87 de ani. Mulți ani. Încă mai coase, fără ochelari. Deci coase cu mărgele, nu oricum. Cu mărgele așa, cum cu mărgele, cum e pe cămașa mea. Da. Și mama mea pe se îmbracă de. în fiecare duminică la biserică în costum popular și de fiecare dată cu alt costum popular. Pentru că ea spune că trebuie să-și arate costumele, nu le mai poate ține la da dezastre, trebuie să arate tuturor. Și are un talent așa născut și cântă în corul bisericii și participă cu coristele de la corul bisericii din Salva la mai multe activități religioase. Adică dacă sunt invitate la sfințiri de biserici, la hramuri, ele merg și participă, și toate se îmbracă în costum popular. Venim la dumneavoastră la salva, să o cunoaștem pe mama și să vedem și casa costumului popular, pentru că știu că oricine vine, aveți chiar aici. Nu, ne-ați da. dat indicații pe, pe hartă cum să ajungem în salva, cum să fim acolo prezenți la casa costumului popular. Câte costume aveți în casa noastră de acasă? Nu? Să știți că la casa costumului popular am mii de costume populare. În ce sens? Am și costume vechi, am partea de istoria costumului popular de la noi din zonă și am și costume noi pe care le confecționăm împreună cu echipa mea în atelierul nostru de ani de zile. Și am reușit să uh, fac la partea de sus a casei costumului popular o expoziție în care se pot vedea și diferite costume populare din diferite zone etnografice ale României, dar tot așa refăcute de noi în muzeu, unde vin copiii și învață despre costumul popular și facem ateliere cu copiii, atelier de meșteșug, Bine. să vadă copilul ce înseamnă să bajeați anaxă, în să înșiri niște mărgeluțe, să-ți faci o brățărică, să lucrezi un obiect cu mâna ta și să poată să vadă munca din spatele unui obiect. Câți ani aveți, doamna Alinu când v-ați apucat să o vedeți pe mama Acasă, cosea la război Țesea la război da. Cum făcea mama? La noi în casă ne-am născut cu meseria în casă. Mama mea a lucrat autorizată, a făcut costume populare pentru uh, toată zona, pentru țara Năsăudului. Eram fascinată de mărgele. Mă dați seama, la vremea respectivă, mărgele erau foarte scumpe și tot timpul mă învârteam pe lângă masa cu mărgele. Și la 5 ani am reușit să fac o floricică frumoasă, no. să o fac eu cu mărgele cost. Și am arătat mamei mele și surorilor mele cât îs eu de grozavă, de minunată. Și atunci mama mea a zis, gata, de aici încolo la lucru. Ah, și așa a fost. A fost. Este istorie. Este. Minunat. Să știți că noi am lucrat tot timpul. Veneam de la școală, trebuia să ne facem lecțiile rapid și să, să, ne așezăm la masa de lucru, să coasem. Ne dătea mama mea la școală să facem cipcă. Adică noi aveam la școală, în pauză, trebuia să facem și cipcă pe marginea la pieptare, că trebuiau terminate și stând așa, Lucram. Asta e vorba la mama mea. Stând așa, toată lumea trebuie să lucreze cât e ceva. Adică De ce are Ce pauză? Ce recreație? Lucru la Era... pieptar. La pieptar, e da. E adevărat că pieptarul a fost cel mai să zic așa, lucrat obiect din costumul popular acasă la dumneavoastră, adică da. știu că era vestită mama pentru aceste pentru pieptare. pieptare. Da, pieptarele cu mărgele și pieptare înfundate, pieptare cu jumătăți de crușiță, era foarte specialistă, că uh, sunt anumite elemente din portul popular care le lucrează doar meseriașii. Că. Dacă o cămașă poate să o coasă orice femeie sau o poală, uhum. de exemplu, că pânzăturile trebuie să le țeasă numai cine știe să țeasă, țe țeasă. Da. Uh, un pieptar la fel, cojoacele co la fel, doar cojocarii, adică sunt uh, elemente care, specificul... importante. Mm. da. Și montatul pieptarilor și sunt niște secrete mm. și destul de greu de lucrat și atunci nu putea să lucreze oricine, numai cine era meseriaș. Deci, și erau foarte măstită. căutați meseriași la vremea da? respectivă. Vă dați seama, în toată zona, vineau din toată zona să-și facă pieptare la noi. Erau, și aveam de lucru permanent. Vă rog, nu să vezi. Da. că se mai întâmplă să fie oameni care să vă spună că și acum am în nu știu, dressing, vorba aceea, în dulap, nu moștenire, de la părinte, de la mamă, un pieptar făcut de... Dar să știți că le văd foarte multe și le recunosc. Și le recunoașteți, Eu le recunosc, da. Chiar dacă există câte o persoană, sunt care știu și îmi spun, uite, am de la mama dumneavoastră pieptarul. Dar sunt care nu știu, le primesc și atunci eu mă duc și spun, să știți că asta e pieptar făcut de mama mea. Adică era diferență. Chiar dacă mai erau meseriași în zonă, mâna de lucru diferă. Fiecare Creator își punea amprenta lui Și eu văd în ziua de astăzi Pieptare lucrate de mama mea Deci de flori, mai ales în perioada asta De flori, de paști Mergem, nu? La Bistrița da. săud, Mai Toată ales, nu? La Salva Și nu numai Și vedem pe oameni îmbrăcați în frumoasele costume populare Cum o cheamă pe mama? Virginia Linul <laughs> deci noi suntem trei generații. Deci îi duceți și numele mai și departe. Și numele. Mama e Virginia Linul, eu sunt Virginia Linul și fica mea e Maria Virginia Linul. Deci suntem trei mari... Împărțiți acest nume și da. îl duceți mai departe. Vrem să-l ducem, da. Și la nepoate. poate. Și la nepoate, da, ne dă continuare. Spuneți-mi, în perioada asta, că e zona specifică, nu... Cu bucurie mare așteptăm toți Sfintele Sărbători de Paști, să ne aducem, să ne adunăm la oaltă, să ne aducem pe toți cei dragi aproape. Știu că foarte mulți oameni în diaspora, în străinătate, acolo unde lucrează, au câte un costum făcut de dumneavoastră și pus acolo bine și când se întorc acasă, parcă mai mare e bucuria. Să știți că știu să aprecieze foarte bine românii care sunt plecați în străinătate costumul popular și dorul de acasă. Mulți își mai duc costumele vechi pe care le-am -am învățat să-și le rămeze, dar vin și își cumpără costume populare și le poartă și ei la biserică. Au creat chiar ansambluri populare și joacă în, în, costume populare românești. Își dau seama că trebuie să arate cine sunt, pentru că nu se pot ascunde. Oriunde merg în lume, oricine ai fi, fiecare om e întrebat de unde ești cum te cheamă și de unde ești. Și atunci, vrând nevrând, ei trebuie să spună că sunt români. Mai ales că sunt foarte români, mulți români de cinste, harnici, lucrează, aduc plus valoare țării respective în care trăiesc, trăiesc și ei bine. Dar dorul de casă nu-i lasă să trăiască fără o mâncare tradițională de Paști, fără un costum popular, frumos îmbrăcat de Paști. Și de fiecare dată când vin, când vin în țară de sărbători, vin la Casa Costumului Popular și își mai achiziționează câte un costum popular. Dacă la început și-au luat numai câte o ie sau câte o cămașă, acum vin să-și completeze, vin să ia pentru membrii familiei, pentru că văd e, că sunt foarte apreciați, sunt foarte frumoși și costumul popular poți să-l îmbrăși de fiecare dată că nu să de la modă. Adică nu e o problemă, nu e ca și o rochiță care o îmbrăși la o nuntă o dată da. și nu mai ei că ai exact. fost cu ea. Din potrivă, dacă de fiecare dată ești îmbrăcat și ai un costum, lucrat manual, care rezistă trei generații, o să ieși în evidență de fiecare dată și, de fapt, porți o adevărată operă de artă când îmbraci costumul popular și porți identitatea poporului român. Adică nu ești frunză în vânt. Suntem români, suntem oameni adevărați, oameni harni și trebuie să fim mândri cu tradițiile noastre, că avem niște tradiții extraordinare cum nu are nimeni în lume. Minunat ce spuneți și îmi place foarte mult cum ați dat aceste detalii despre produse, cum se spală ele, cum se întrețin, nu? că se pot spăla și la mașina de spălat automată, la 30-40 de grade, se calcă în mod obișnuit, de să nu se sperie cineva că dacă îmbracă o dată de două ori o cămașă, o ie, gata, ce se fac cu ea, să o păstrez, că nu mai pot să o folosesc sau știu eu, se deteriorează repede, nu e așa. Nu câte generații? Din ține potrivă, trei generații rezistă un costum popular. Cu siguranță, adică și testat de dumneavoastră. Este testat și să vă spun un lucru. Costumul popular este lucrat cu mare seriozitate. Adică materialele sunt foarte bune. Pânza e de bumbac 100%. Mărgelele, ațele, nu, se duc culorile. Cine face? Pot pânza, să fie? doamna Linu? Există fabrici la noi în România mm. care lucrează, fac același tip de pânză care se folosește în costumul popular de. Din anii 50, dar să lucrează industrial. Mai avem și uh, pânză de casă, mai sunt femeile care țes, doar că fiind la un preț mai mare, nu e accesibil da. pentru oricine, sau nu oricine știe să aprecieze să cumpere. Mai ales asta. Uh, nu da. știu să aprecieze da. să cumpere un lucru, un, o pânză manuală, dar uh, manopera este lucrată manual, atât mărgelele cât și șața. Și se poate spăla în mașină automată la 30-40 de grade, fără nicio problemă. Cele cu mărgele se întorc pe două, se exact. leagă pe față, exact. se calcă, sunt foarte ușor de purtat pentru că e pânză de bumbac, nu te irită la piele. Este un material mai bun decât pânza nu. asta. Nu există. Odată ce am îmbrăcat și eu pânza asta, am avut sentiment că nu se compară cu nimic. Nu adică se compară ai încerca, oricând ai căuta tot felul de tipuri de bumbac, de nu, amestecuri nu se compară țire. și mai ales nu. acum acum foarte multă lume e sensibilă după exact. acest covid, Mulți nu pot, copii nu, cu nu, alergii. Da, nu pot să poarte costume populare chiar vin uh, foarte mulți uh, oameni și întreabă, uitați, noi suntem sensibili la piele. Să poate purta și eu le garantez că acest costum popular lucrat din pânză, de bumbac, 100%, poate să-l poarte oricine, că e foarte bun și pentru piele, dar și pentru suflet. Mai ales. Pentru suflet, în momentul da. în care ai îmbrăcat o ie și un costum popular, te simți în lea cer. Ce frumos spuneți asta! Ce vă place, dumneavoastră, să, să coaseți mai mult? Că vorbim de pieptarele mamei. Dumneavoastră, ce v-a plăcut? Custutul cu, cu mărgele cu mărgele, de la 5 ani. Nu? De la 5 atunci. ani m-a fascinat întotdeauna cu sutul cu mărgele și mărgele. Cam așa asta de pe dumneavoastră da. vă aparține? Ați făcut-o da. cu mâna de da. dumneavoastră? Da, da, da. da. Uitați-vă cât am un vrut uitor. să am cămașa deosebită să n-ai venit ca mine. Și, și chiar așa ce... e, nu? Pe <laughs> de fiecare dată. Acum vă spun, am mai făcut la niște prietene așa. care au vrut că fiecare, nu, după ce creez un model frumos și îl doresc oamenii Absolut. și eu sunt foarte bucuroasă să văd că modelul pe care l-am creat eu este Dorit de foarte multă lume. Și atunci l-am mai făcut la câteva prietene ca să aibă și el, dar, bineînțeles, eu îl port de fiecare dată cu mândrie că e știu unicat. Că e nu? unicat, este creația <laughs> mea și e foarte important. Ce lucrurile astea, doamna Linul. De unde le luați? Să știți că înainte veneau din Cehia, așa cum avin vin din. Turcia, din Taiwan, din China, chiar... De peste tot, De nu? peste tot, da. Dar înainte, în Cehia, se fabricau de sticlă și le aduceau și părinții mei. și mama mea știu că din Cehia vinea cineva și le câte aducea. Câte mărgeluțe intră, de exemplu? La ah. cămașa dumneavoastră, cam câte ați spus? Nu câte știu. Câte să fie? Mii? Sute de mii. Sute, sute de mii? mii sute nu? de mii și noi le cumpărăm la kilogram, da. când le luăm la mărime. Dar că ies să numeri. Dacă am vrea da. să numărăm, am putea să numărăm. Când, de exemplu, fiecare floare este numărată fiecare mărgică și așezată ca să iasă modelul. Că dacă ai pus o mărgică în plus sau în minus, nu mai iasă modelul. Înse. Se strică modelul și atunci ele sunt numărate. Să știți că am numărat odată, Așa. eram într-o pauză de sănătate și am zis să număr să văd câte împunsături sunt într-o ie. Și am numărat cea mai simplă ie, lucrată cu cruciuliță, și erau 27.600 de împunsături. Deci gândiți-vă wow. câtă împunsătură. Și fiecare cruciuliță, că mai ales era cu cruciuliță, mie îmi place să spun că e câte un domn ne ajută. Da. Crucea te apără. Da. Te apără de, de tot. Eu fiind creștin ortodoxă îmi place să spun că o, o cruce și un domn ne ajută și fiecare cruci, cruciuliță este o rugăciune care rămâne imprimată în această cămașă. Atunci când se creează modelul, și în mintea omului, a femeii, nu? Care lucrează modelul, se întâmplă ceva. Da, să știți că nu oricine poate să creeze modele. Să nu vă închipuiți că auziți, vai, lasă, fac da, și eu model. Da. Nu oricine. Există oameni care au dar de la Dumnezeu să creează modele. Eu mă număr printre ei, mi-a dat Dumnezeu un dar. Creez modelele și, pe urmă, alții le preiau. Dar să știți că vine de sus și mai ales când îl faci cu bucurie, de multe ori vrei să faci un model și te gândești, uite, cam așa, și potrivești culorile, să fie roșu cu albastru, să fie mai în stânga, mai în dreapta le faci. Dar uh, sunt momente de multe ori când îți vine modelul pur și simplu. Așa? Pur și simplu. Deci pur și simplu îți vine, îl vizualizezi modelul, un flash și tu te apuci să-l faci. Și modelul ăla rezistă ani de zile și toată lumea îl vrea. E testat. Testat. Vă spun, am modele da. care le-am făcut pur și simplu, mi-au venit mie în gând, le-am făcut. Modelul ăla are o trecere extraordinară și sunt modele la care de multe ori mă gândesc să mai fac, mai da. vine câte o clientă, mie da. îmi trebuie alte da. culori, mai schimbă, nu știu ce, în schimb culorile, le fac. Nu sunt la fel de, de cerute modelele respective. Da, da, da. E o diferență. Dacă ar fi să vă întreb câte modele ați creat până acum. Foarte multe. Nu. Foarte multe. Și mulțumesc la Dumnezeu că. În continuare, sunteți creativă. Da, da, Asta da. este foarte important. Ce da. se caută acum pe costumul popular, apropo de culori. Nu? Mergeți pe anumite culoare, se mai schimbă ele culorile în funcție de, știu o plăcerile oamenilor. Exact, gustul omului întotdeauna predomină. Dar să vă spun un lucru. Din experiența mea de atâția ani de zile, noi avem costumele frumoase colorate de zona noastră. O floare A. roșie, una albastră colorată. Eu le-am mai stilizat, am făcut mai simplu să fie accesibile atât la preț și să poată să fie purtate de către toată lumea. Și mai fiind persoane și altceva nu aveți, pe lângă că avem 50 de modele, să zic. Și altceva nu aveți, mai simplu, Hai să vedem și le arăt. Nu, e cu o nuanță de negru sau cu albastru sau cu verde. Dar până la urmă, omul își alege tot ce e mai vesel. Deci, tot spre cele no? colorate merge. E, e, diferă gustul. Sunt puțini oameni care știu, vreau numai pe negru. Da, vin din zona da. de câmpie, își doresc să fie din zona lor, numai pe negru. Sau vin din zona uh, Moldovei, din Bucovina, vreau marouri. Merg cu nuanță de maro, pe bej. așa. Sau vin din zona de sud, unde se poartă roșu și negru. La fel. Dar, în general, să știți că uh, foarte mult ochiul atrage frumusețea culorile, florile. Și toată lumea își cumpără costume de la noi din zonă. Foarte mulți vin să-și cumpere, cum spuneți, cei din afară, vin să-și cumpere dintr-o anumită zonă. Și când văd costumele noastre frumoase, să știți că își cumpără de la noi din zonă. Și o să vă spună lumea că sunteți bistrițeni. Nu e nicio problemă că suntem mândri de costumul popular. Românesc. Spuneați aici că în România avem peste 450 de zone și subzone etnografice, fiecare cu tipologii specifice caracterizate prin elemente, diferite, de înaltă măreție artistică. Să știți 450? Că... Da. De... Spuneați toți dumneavoastră la un moment dat că au fost situații, au fost vremuri în care vă duceați să căutați costumul popular și nu îl mai găsați la oameni. Îl găsați doar la muzeu. Da, să știți că uh, România are o, zic eu, o comoară o comoară în costumul popular uh, având peste 450 de zone și subzone etnografice toate sunt situate pe văile apelor de aceea sunt așa de multe. Da. Au modelele specifice fiecarei zone, dar ele de multe ori diferă de la sat la sat. Anumite elemente ca să fie identificate. Pentru că erau femeile e, făloase și mai adăugau ceva. Sau erau femeie lider, creator într-un sat, crea așa. ceva frumos și tot satul și-l atribuia modelul respectiv. Zicea, ăsta e modelul de la noi. De la noi și care? așa s-a implementat fiecare sat. Avea modelul lui și culorile lui. Dar a venit momentul 1989, revoluția, când n-am mai vrut să fiu în români. Ne-a fost rușine cu costumul popular. Deci chiar s-a întâmplat asta. S-a întâmplat asta. N-a mai vrut nimeni, absolut. Păi cum să vrem? Când veneau ajutoare din Germania, haine ușor de purtat, blugi, Pe cum să porți costum popular? Vineau din Turcia vrochiță clipeam ca la Oscar când ne îmbrăcam într-o rochiță din aia model. La Am -un d -un d -un noi să așa se întâmplă, Cam așa nu? era să fim și noi frumoase, nu? Fiecare femeie să fie altceva. Și a fost în detrimentul costumului popular. Și asta nu a fost totul. Toată lumea și-a dat jos de pe pereți, covoarele, prosoapele, au golit casele de, 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 de această frumusețe da. tradițională și au zugrăvit simplu, ca să fie ușor de întreținut. Totul spre comoditate. Că, până la urmă, să îmbraci o casă în straie populare, trebuie să le speli, să le calci, să le cureți, să le pui de fiecare dată, să le așezi înapoi de sărbători, da. este muncă foarte multă. Așa, dacă pereți să goli, n-ai nicio treabă. Ai dat cu mopul și la revedere. E, eh, Dar, aceste valori și aceste opere de artă s-au dat jos ei pe pereți, sau da dat gratuit femeile, își da din lada de zestre. Și nu neapărat femeile ca și urmașii, pentru că urmașii nu știu să aprecieze munca. O să hai să dăm vechiturile astea, să nu ne mai încurce prin casă, să avem mizerie, să ne deranjeze. Și le-au dat. Ei și-au fost câțiva ani în care nimeni n-a mai cerut costum popular, nimeni n-a mai vrut costum popular. Și eu sunt un exemplu, viu. Așa, care recunosc, trecut prin asta, nu? Am trecut prin asta. Mama mea ne-a confecționat costume populare să avem la nunta fratelui meu, care a fost în 94. Și să ne îmbrăcăm tot așa. Am zis, domne, ferește, acum suntem domne, cum să îmbrăcăm costum popular? Astea pentru țărăni. Și am făcut o școală, suntem domne, rochiță ca la Oscar. Mai cu brut. sclipici, cu, cu sclipici, paiete. Cu paete să fie frumoase. Dar a venit momentul 1999, când am fost invitați la festivalul misionar în America. Și acela zic eu că a fost momentul primul moment de cotitură în care eu m-am întors la tradiții și am început să văd cum datorită străinilor care au știut să aprecieză ceea ce facem noi, costumul popular și vă spun sincer, și eu am adunat costume vechi și le-am vândut străinilor, pe lângă că nu reușeam să facem noi costume și ce le trebuiau lor, le trebuiau foarte multe cordoane cu mărgele, le trebuiau poșete cu mărgele, pentru că ei deja accesorizau da. elementele noastre din portul popular. Dar noi nu ne interesa, foarte bine, ne părea bine că facem niște bănuți și... Vindeam totul, dar abia după ce am fost la, la această expoziție și am văzut diferența, pentru că am fost prezenți împreună cu Africa de Sud și statul New Hampshire în America, și când ne-am prezentat cultura noastră și am văzut diferența între culturi și câtă frumusețe și bogăție avem noi, am zis, da, suntem într-adevăr extraordinari. Nu numai e, cum ne laudă străinii când vin, asta e realitatea, că de fapt, de fapt am văzut că suntem apreciați și suntem căutați. Pe urmă s-a început un proiect cu o casă de modă din America, am lucrat pentru ei, am făcut uh paltoane, mănuși, elemente din costum popular, adică mărgeluță, cu sute pe, pe mănuși, pe paltoane, pe pălării, pe poșete, s-au lucrat la noi la salva și s-au purtat în America. Și ne-au încurajat să ne întoarcem la meșteșug, că dacă lucram numai eu, cu mama mea, cu surorile mele, au început să vină și vecinele, și finele, le-am chemat, haideți, apucați-vă de lucru, că avem comenzi multe. Și așa am determinat mai multe femei să vină în jurul meu, să formăm o echipă, să lucrăm, pentru că am avut cerere foarte multă. Creatorii, nu, designerii străini, v-au simțit, au simțit că de acolo se poate extrage ceva autentic. Să știți cu că, care să să știți că ei, ei au știut să vadă mult mai bine decât nu? noi. Pentru că noi fiind aici obișnuiți cu ele, am zis, sunt normale pentru noi să le avem. Dar în 2011 a venit un designer francez, Philippe Guillet, care vizit în România, prin ochii lui de designer, a știut să vadă frumusețea și operele de artă. Și a realizat o colecție, 100%.ro, cu uh, meseriași din România, adică cu ateliere din România și cu oameni care lucrau, și a creat 33 de ținute și le-a pus în valoare Ne-a pus și pe noi în valoare Pentru că n-a lucrat el singur Și da. să spună eu am făcut Deci a fost ideea lui, creația lui Lucrând cu noi, ne-a pus în valoare A venit și a făcut foarte multă promovare Prin mass media A venit cu televiziunile după el Și a reușit să ne arete nouă românilor Ce valoare. frumusețe avem Pentru că străinii vedeau Noi nu am văzut Noi românii n-am știut să apreciem uh, Operele noastre de artă da, Filip, care na, lucrând pentru Karl Lagerfeld, Donna Karan și alți creatori, alte branduri, mai exact, nu? A intuit, a văzut, a mirosit și da. s-a bucurat de asta, a reușit și să și nu numai. întregi. Am văzut Dior cum lucrează cu meșteri, da. cu maestri indieni. Da? Exact cum spuneți, mărgeluță da. cu mărgeluță, mărgeluță cu... Da. Cu Noi trebuie să-i aducem un omagiu lui Filip, pentru că datorită lui, noi, astăzi, apreciem costumul popular și valorile tradiționale române. Incredibil! Deci, cum datorită unui străin... francez. Da, da, ne-a pus în valoare. Și acel a fost momentul istoric în care noi ne-am trezit românii la realitate și am început să vedem, stai că avem niște uh, opere de artă în cultura noastră tradițională și trebuie să le purtăm, nu să le ascundem sau să le vindem gratis. V-ați gândit vreodată să trimiteți câte o mostră la fiecare brand, casă de modă? Um, să știți că mă caută, lume. Ei, mă caută ei. Mă caută ei. Da, mă caută ei și am mai lucrat cu case de modă și din Franța. Am fost chiar și la un liceu de modă din Besançon și le-am spus despre ea românească, le-am arătat tinerilor, am făcut o prezentare de modă cu ei. Deci, mă caută ei. De multe ori, să știți că lucrează și că noi suntem România o sursă de inspirație incredibilă nu ne putem noi imagina, dar de multe ori să știți că nu reușim să lucrăm, câtă cerere avem. Da. Câtă... Cred, cred. Și cum vreți să faceți, să atrageți fetele, femeile tinere, să se apuce de meseria asta? Ce părere aveți? Aici e ai greu. S-ar putea? S-ar putea întâmpla asta? Foarte greu. Foarte greu și o, o să vă spun un crud adevăr. Nu-i plătită munca. Tinerii în ziua de astăzi sunt învățați să lucreze puțin pe bani mulți. Ori în meseria asta e muncă multă pe bani puțin. Și când avem atâta concurență neloială din afară, adică ne-au da. furat modelele noastre și le lucrează în China și vin și le vând pe 2 lei. Adică vin să vând în România imitații de ei cu 100 de lei. Tu așa, nu mai așa. poți ca și creator să poți să ceri prețul corect Oie. Că dacă ar fi să cer prețul corect, nu o mai cumpără nimeni. Oie, care eu astăzi poate o dau cu 350 de lei, meritul ei ar fi corect, plata ar fi 700 de lei. Dar cine vine să-mi cumpere mie o ie cu 700 de lei când ea se găsește o imitație de slabă calitate, o calitate îndoielnică, pânză proastă, proastă te mănâncă pielea, exact. o speli de trei ori și gata. Dar omul, fiind învățat cu o cultură a prețului cel mai scăzut, lucruri de unică folosință, merge și își cumpără o imitație de ei cu 100 de lei și tu nu mai poți să ceri prețul corect. Ori eu, acum, încerc să spun oamenilor, diferența aceea de la 100 de lei la 300 de lei este diferența de valoare. Adică, acea imitație de ei rezistă la trei spălări, Or, o ie lucrată manual rezită trei generații. Dar asta trebuie să ai educație, să știi acest asta lucru, e. ca să, să știi să-l păstrezi, să, să, păstrez, să da. discerni, să-ți dai seama, să știi să întorci exact. cămasa pe dos și să zici asta e cusută exact. manual, exact. nu când vezi acolo încălciturile făcute la mașină și da. încărcată și zici ai purtat ei, da, toată lumea a zice lumea cât asta e de crede, frumoasă. Dacă vede eticheta și se uită exact. un pic aia, uite, e făcută sigur de mână. Vede modelul, nici nu se uită la etichetă. Văd modelul, nu-și dau seama, dacă văd pânza aia subțire, cred că e și bună. Pânza aia nu da. e bună, nu e bumbac. Bumbacul e mai gros. Deci bumbacul întotdeauna da. e mai gros, nu o să I găsiți subțire care mai spun și că, mai spun și da. că e borangic. Apar n-au da. ce e borangicul, borangicul e mai gros decât bumbacul. dar oamenii nu știu și atunci nu ai cum să atragi tânăra generație să lucreze pentru tine un lucru corect când nu-i plătit exact. și din păcate, din păcate mai avem câteva persoane eu am avut într-o perioadă peste 100 de colaboratoare, lucram cu ele la costume populare sau mai dus din ele cu vârsta, cu boala am rămas cu vreo 30-40 de colaboratoare acum Doamna virginia Alinul, cum vi se pare acum lumea satului nu vă întreb să faceți o comparație, nu? Nu întreb doar așa. Lumea satului să știți acum că am... e modernă lumea acum. Uh -huh. Lumea satului s-a adaptat în rând cu vremurile, pentru că la fiecare casă există apă curentă, există gaz în unele localități, există acces la internet, la telefon. Lumea de la sat este în rând cu lumea de la oraș. Deci trăiesc la fel. Diferența este că sunt sate în care se mai păstrează tradițiile sunt sate în care se păstrează mai puțin. Dar să știți că în ultima vreme am observat că mai ales la biserici, să faci o promovare și preoții cheamă oamenii să se îmbrace în costume populare, să îmbracă la biserică de Paști, de sărbători, de Crăciun. La fiecare sărbătoare oamenii se să îmbracă în costum popular. Mai fac nunți tradiționale oamenii, mai fac boteze tradiționale. Adică să mai trăiește și românește. Dar spre surprinderea mea, să știți că și la oraș se organizează nunți tradiționale să îmbracă în costume populare. Sunt companii care au evenimente tematice în costum Bine. popular. Deci eu zic că nu e o diferență mare între sat și oraș la nivel de trai. Este diferență că satele rămân goale. Pentru că toată lumea vrea să vină la oraș. Toată lumea vrea să trăiască mai ușor. Toată lumea este cuprinsă de mirajul orașului. O să mai rămână satie, dar nu la fel cum au fost înainte. Trăim mulți din amintiri. Tinerele generații, dacă avem grijă să le învățăm, să de la fiecare sărbătoare, dacă e Paști, să te îmbraci în costum popular, să mergi cu Pasca la biserică, să spui un Hristos a înviat, dacă îi învățăm pe copii o să ducă tradiția mai departe. Dacă nu, nu o să știe să facă acest aspect. Deci de, noi avem datoria să transmitem uh, tinerelor generații, chiar dacă se joacă pe telefoane, să știe că de Paști trebuie să spui Hristos a înviat și să transmitem pe, la toată lumea, chiar pe uh, canalele media, un Hristos a înviat. Să știe că trebuie să vopsească ou, să știe că trebuie să facă o masă în familie. Adică suntem datori să promovăm Tradițiile noastre românești. Pentru că fiecare nație face acest lucru. Doar că noi nu am fost învățați, n-am avut un proiect de țară da. în care să ne, să ne respectăm valorile tradiționale. Din potrivă, parcă noi am avut de multe ori tendința să ne fie rușine sau să apreciem doar ceea ce fac alții. Trebuie să învățăm să fim noi, să fim români, să nu ne fie rușine cu tradițiile noastre, să, să ne respectăm. Moșii și strămoșii, țara, locul de unde ne-am născut. Pentru că, dacă noi nu ne respectăm mama, nu ne respectăm satul, nu ne respectăm țara noastră, cine să ne respecte pe noi? Noi Așa. trebuie să știm acest aspect și avem cu ce să ne mândrim. Doar trebuie să punem în valoare ce avem noi de suflet. Trebuie să. Zic eu, să strigăm mai tare puțin. Adică să strigăm și să ducem steagul tradițiilor și a patriotismului. Pentru că nu trebuie să ne fie rușine să fim patrioți, nu trebuie să ne fie rușine să purtăm costumul popular, nu trebuie să ne fie rușine cu ce avem noi. Că și mie îmi place să mă machez frumos, dar îmbrăc și costumul popular. Adică, mama mea are o vorbă, omul trebuie să fie universal, să fie și domn și țăran. Când eram copii, nu înțelegeam lucrul ăsta. cum să fie și domn și țăran dacă noi suntem din La Salva. Ei, uite că poți să fii. O să în momentul în care trebuie să mergi să faci o școală, ca să ai o cultură uh, mai bună, să poți să stai de vorbă oricine. cine. Să muncești, să fii harnic și să-ți respecti oamenii din jurul tău. Dacă e de jucat, să joci un joc românesc, dacă e de cântat, să cânți, dacă e de lucrat, să lucri. Adică trebuie să știi să faci de toate. Nu poți să fii numai uh, un singur aspect și restul să nu te intereseze în jurul tău. Din potrivă. Și trebuie să să avem grijă să fim un pic mai uniți noi românii că, și să ne iubim, că avem cu ce. M-am dus în întreaga lume, să știți, și am văzut, să știți că fiecare își susține no. țara lui, fiecare își promovează ce are la el. De exemplu, acum, eu și înainte făceam lucrul acesta, dar mai acum les, acum, în ultimii ani, de când sunt cetățean de onoare a județului Bistrița Năsăud, promovez județul Bistrița Năsăud. Spun tuturor că avem o zonă extraordinară, și uh, aștept să vină oamenii să ne viziteze, să ne vadă la noi acasă. Pentru că avem o zonă extraordinară, avem oameni harnici, avem mâncăruri bune, avem niște puncte gastronomice locale. La, de ce le-ați adus la... aici? Că de când le-ați adus, nu mai pot să mă concentrez. Știți? Asta, da. Groase, extraordinare. Ele Elena din deal, am rugat-o să facă o pască și niște cozonaci, să aducem, să arătăm ce bine se gătește la noi în zonă. Deci, femeile noastre sunt foarte harnice, foarte gospodine. Casele femeilor și cămările femeilor de la noi, să știți că sunt pline și vă așteaptă să veniți să și vedeți. Cu Ginars! Și cu Ginars! O, a Ginars! Să... Că e cu numele dumneavoastră, Virginia Linul, să știți Ginars că da. de mere și, și mai adă. Așa? și să-l beți sănătoși și voioși. <laughs> și eu zic să veniți acolo să-l beți cu drag, pentru că avem unde. Avem niște locuri extraordinare, v-am spus, oameni minunați, aveți ce să vedeți la noi în județul nostru. Da, e adevărat, doamna Virginia Linu, că lumea totuși se duc unii dintre oamenii de la oraș, migrează către sat. Se de întâmplă de asta. Din cauza aglomerărilor urbane, oamenii caută și un refugiu, o căsuță mică, nu știu. Să ceva știți că, că mod sunt... asta e aici, la București. Doar aici? Doar aici, în București. De aici a vin și își cumpără la noi în țară. Sau vin mult și își petrec vacanțele la țară. De Pentru adevărat. că aici deja s-au sufocat. Plin Rău de tot. Și-și-au dat seama. Dar la noi, să știți că încă nu. Care merg, cum e orașul nostru, în Bistreța, e un oraș frumos. Oamenii au mirajul orașului, e un oraș frumos. Nu vin la țară. Pentru că majoritatea au casă la țară. Asta Pentru e. că vin de la, merg de la țară și merg la mama, la bunica la unde? și au unde să meargă. Exact. Dar de aici, de la București, să știți că am observat acest lucru în momentul în care vin foarte mulți turiști la noi și sunt și agenții turistice care au început să promoveze România. Și no, no, no. eu chiar colaborez cu o agenție din, de aici, de la București, domnul Cosmin Corboianu, care face excursii tematice în România și descopere românii România. Și ne bucurăm de fiecare dată când vin și văd că oai ce frumos e! Fiecare da. om vrea să vadă întreaga lume, dar trebuie să ne știm și țara noastră. No, nu poți să mergi în altă parte când tu nu poți să faci comparație cu țara ta dacă nu ai vizitat-o. În momentul în care mergi în alte țări, Îți dai seama și de diferențe, dar și de asemănări. Pentru că ne asemănăm în multe aspecte. Că ei știu să fie, să fie gaz de bune și noi știm să fim gaz de bune. Bo, bo. Ei au locuri frumoase, a noastră e parcă mai frumoasă. <laughs> Așa este. O să vă spun un lucru. Mama mea a mers în Israel, a fost foarte încântată că a vizitat Așa. și a zis, draga mea, tare frumos acolo, tare bine. Dar ea n-au nici un pic de iarbă verde. <laughs> Deci vă dați seama că au văzut pământul ăla roșu, sec. O da și un pic de iarbă verde. N-au pom ca noi, n-au grădini ca noi. Deci, iată, un om de la țară a știut să facă diferența și a văzut lipsa. Lipsa, da. Și a văzut, o să așa zic, așa e acolo protejăm pe mama Eu, și să-i dea Dumnezeu sănătate, să aibă forță și putere, să ducă darul mai departe, să inspire oamenii și dumneavoastră la fel. Vă mulțumesc tare mult că ați fost aici alături de mine și că ne-ați ne întors cumva să știm mai bine, mai autentic cine suntem și ce suntem cu adevărat. Eu vă mulțumesc din suflet pentru invitație și vă aștept la salva, la Casa Costumului Popular, să veniți să vedeți că încă mai confecționăm costume populare, autentic, lucrate manual. Puteți să vă bucurați de frumusețea costumului popular, puteți să veniți la atelier, să vă învățați să lucrați acolo o mărgeluță, Îmi aduc aminte, de să... la lucru manual, din <laughs> să vă, să vă de confecționați un obiect și să vă achiziționați, de ce nu câte un element, măcar din costumul popular, o ie. O Și neapărat cămeșă, cu pânză de asta pânză, pânză de bumbac, de, de bumbac Pânză bumbac de casă 100%. Și vă invit să vizitați județul nostru Pentru că o să vedeți că avem locuri Extraordinare, avem zona Colibița, avem Ce zona sângior Bay, avem Valea Sălăuței, avem Becleanu, Băile-Figa, deci avem o zonă extraordinară. Aveți unde să poposiți, aveți unde să mâncați o mâncare bună și unde să vă bucurați de niște zile frumoase și să vedeți câtă frumusețe avem la noi în zonă. Și invit pe toată lumea să vină să ne viziteze, să veniți și de sărbători, să ne vedeți îmbrăcați în costume populare, să ne vedeți la noi acasă și să luați exemplu, să vă îmbrăcați în costume populare și fiecare român trebuie să aibă în lada lui de zestre un costum popular și să-l îmbrace cu mândrie la orice sărbătoare. Mulțumim tare mult, sărbători frumoase, cu multă sănătate, cu toți cei dragi alături. Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Cam atât pentru astăzi. Mulțumesc Hotel Crown Plaza București. Toate cele bune! Pe curând!